Salut! Cum pandemia ne-a restricționat destul de mult călătoriile, am profitat de zilele libere pentru a căuta prin cufărul cu amintiri, respectiv harddiscul cu fotografii. Am revăzut și retrăit momentele ce au determinat decizia noastră de a călători cu autorul OTA. Canalul nostru a apărut pentru a umple o parte din golul social creat de pandemie și până de curând, abonații erau prietenii și familia. Vrem să urăm bun venit și celor care ni s-au alăturat recent. Mulțumim lui Bogdan Vlădescu pentru share, pentru aprecieri și pentru sfaturile tehnice. Deși eu apar în mare parte a imaginilor, suntem o echipă de doi, plus Vanel. De când ne cunoaștem, ne place să călătorim. Prima mare călătorie cu mașina a fost în Scandinavia până la Capul Nord, într-un început de noiembrie. Pe vremea aceea, dormeam în cort. Recunosc că nu au fost cele mai călduroase zile. În Scandinavia am descoperit culoarea apusului nordic, senzația de libertate, peisaje incredibile și, încă de atunci, am știut că ne vom mai întoarce. Știți cum la noi la țară erau pe pereți carpete cu răpirea din serai? Ei bine, în nord erau carpete cu reni. Bonusul călătoriei a fost lumina nordului, aurora boreală. Nu aveam o cameră performantă, dar eu zic că se vede destul de bine. Aurorele boreale au un loc important în folclorul nordic. În vechime, popoarele scandinave o numeau fulger de scrumbie, deoarece oamenii credeau că aceste lumini se datorează reflexiei unor scrumbii pe cer. Finlandezii numeau aurora foc de vulpe, fiind asociată cu scânteile din coada vulpilor de foc, care se credea că trăiesc în Laponia. Camparea în mașină a început probabil cu cel mai mic camper din lume, Honda Jazz. Avantajul acestei mașini este faptul că scaunele din spate se rabatează și formează împreună cu podeaua portbagajului o suprafață plană, creând astfel un pat confortabil. Eram foarte bine dotați, aveam un aragaz de camping, aveam duș exterior pe care îl folosim cu plăcere și acum în Vanel și o ladă frigorifică mică. Și pentru că ne-a plăcut și am considerat că ne simțim bine în această formulă, toamna ne-am încumetat și am plecat 3 săptămâni în Finlanda, timp în care am dormit doar 3 nopți la cazare. Finlanda se află pe primul loc în tocul țărilor cu cei mai fericiți oameni și este recunoscută pe plan mondial ca fiind țara unde se găsește cea mai curată apă din lume. Suomi, cuvântul finlandez pentru Finlanda, înseamnă țara lacurilor, ea fiind cunoscută drept pământul celor 1000 de lacuri. Statistic, există aproximativ 26 de lacuri pentru fiecare persoană din țară. Cu zăpada nu te joci, vine brusc, te ia pe nepregătite și nu mai pleacă jumătate de an. Renii par a fi singurii adaptați la această vreme. Au o blană foarte deasă, dorm în zăpadă, iar dimineața și la murg umblă pe șosele spre bucuria șoferilor. În Laponia finlandeză trăiesc aproximativ 340.000 de reni.
ce reprezintă uneori un adevărat pericol pentru șoferi, cu atât mai mult cu cât acestor mamifere nu le mai este frică de mașini. Se aventurează frecvent pe șosele, fără să se sinchisească de circulația mașinilor. Potrivit Agenției Finlandeze pentru Securitate, la începutul iernii, când zilele sunt mai scurte, până la 20 de reni pot fi implicați zilnic în coliziuni. Nordul și frumusețea locurilor ne-au fascinat și de data asta. Urmează o nouă călătorie în Austria, timp în care am descoperit aplicația Park4Night și ne-am dat seama cât de mare și de faină este comunitatea celor care călătoresc cu autorul Lota. În această parcare am găsit campați de la oameni care călătoresc cu autobuze convertite în autorulote, tineri cu dube vechi de 30 de ani, în care înșurubaseră un pat de scânduri, până la autorulote imense de sute de mii de euro, toți egali și uniți de pasiunea de a călători. Acum am conchetat pentru prima dată și cu ideea de a face filmulețe pentru familie din excursie, să le putem arăta mai în detaliu frumusețea locurilor prin care ne plimbăm. Nu știam nimic despre autorulote, le văzusem în călătoriile noastre, dar nu urcasem într-una și nu ne era clar ce dimensiune sau ce compartimentare n-ar fi fost mai potrivită. Așa că am ajuns la salonul de autorulote de la Düsseldorf, o experiență pe cinste pentru orice autorulotist. Aici i-am întâlnit pe frații lui Vanel, Westfalia Münzen 600D. 600 marchează lungimea de 6 metri, iar D, faptul că patul este așezat transversal. Și decizia a fost luată. Iar în decembrie 2018, aventura noastră alături de Vanel a început! Vă mulțumim că ne-ați urmărit și sperăm ca de acum încolo să vă luăm cu noi în călătoriile noastre. Pe curând!